tuturor și bine ați venit la un nou clip de cumpărături. Cumpărături alimentare, dar și câteva nealimentare de la Carrefour. Nu am mers în magazin, am făcut comandă prin Bringo la Carrefour și haideți să vă arăt ce am cumpărat. Totalul cumpărăturilor a fost de, imediat vă spun, exact, de 526 de lei. Și am luat așa. Două bidoane din acestea de la Zuzu, roșu, din acesta iau de obicei. Aici avem pentru sandvișuri cașcaval felii de la Delaco și salam din acesta. Pe acesta îl preferă copiii, așa că pe acesta îl luăm. Dimineața copiilor le place acum să mănânce sandvișuri la aparat, cu unt, cu cașcaval și cu salam și de aceea iau. Am luat și iaurt, iaurt cu specific grecesc, de la Olympus. Sunt 4 iaurturi. Și aici ne arată o rețetă de desert cu iaurt. Așa, am ouă aici. Sunt 15 ouă de la familia Tonelli. Sunt din acelea mari, de dimensiunea L. Așa, aici avem brânzică pufoasă sau almete cu smântână, sana 3 plus 1 de la Napolact. Am luat brânză, sunt cuburi de telemea pentru salată în saramură de la Napolact. Și am luat două cutii. Acum, de la Müller, este orezul acela cu lapte și cu gem de zmeură. Copiilor nu le place, însă soțul meu le preferă pe astea, așa că și-a luat el două. Iaurt din acesta simplu, cu fulgi, fetiței mele îi place foarte mult acesta și și-a luat. Așa, acum avem unt de la Napolact. Și încă un unt de la Müller. Pe acesta îl folosesc la sandvișurile la aparat. Bine, și pe ăsta îl folosesc dacă nu am din acela tartinabil. Sare. Este sare roz de Himalaya neiodată. Și mi-a plăcut foarte mult râșnița pentru că poate fi reutilizabilă. Și are sistem de măcinare ceramic și putem regla gradul de mărunțire. Și avem sare clasică, aceasta este iodată, are 750 de grame și am luat-o și pe asta să fie pentru mâncare. Aici avem o pungă de zahăr brun și mi-a luat cel de la Bringo Dita mai bidonul de ulei, un de lemn de la bunica. Sunt 3 litri de ulei, nu știu de ce mi-a luat așa mare. Cred că nu a găsit mai sticlă mai mică sau nu știu. Am o plasă de avocado. Văd că sunt copți, sunt buni. Acum, am aici nectarine. Sunt 3 nectarine mari coapte. Roșii, din acestea micuțe. Afine, am două caserole de afine, am văzut că sunt românești, origine România. Ciuperci, am două casolete de câte 500 de grame de ciuperci champignon. Am trecut peste pește. Aici am luat medalion de Novac și a fost 17,67. Arată foarte bine și aș vrea să facem să mâncăm. Am aici o plasă plină de 2 kg de morcovi și a fost doar 3 lei și 62 de bani. O punguță, o plăsuță de ceapă. Și aici avem usturoi românesc.
Imediat vă arăt și restul cumpărăturilor. Am găsit o soluție pentru bidonul ăsta mare, pentru că nu-mi încăpea în dulapul în care țin eu uleiul, adică acolo. Și mai aveam foarte puțin ulei în sticla asta. Fiind aceeași firmă, tot de la bunica, am răsturnat peste, iar bidonul cel mare am să-l pun într-un dulap mai mare. Ok, haideți să vă arăt acum și restul cumpărăturilor. Am luat hârtie igienică, sunt 8 role, marca lor, Carrefour. Aici am luat șervețele umede, sunt tot marca lor, văd că au schimbat ambalajul la șervețelele astea și ne arată pe ambalaj că șervețelele conțin plastic, așa că nu este indicat să le aruncăm în vasul de toaletă. Am luat 5 pachete, acestea sunt cu aloe vera. Eu nu le iau pe acestea pentru băiețel, le iau să fie în casă, să le avem la baie. Așa, am luat aceste prosoape de bucătărie de la Mototol. Am crezut inițial că sunt șervețele din acelea fine, dar nu, sunt prosoape de bucătărie, exact cum sunt acelea la rolă, doar că le-au pus de data asta în cutie. Scrie că au 2 straturi și sunt în fiecare cutie câte 155 de bucăți. Aici am luat cola, 6 sticle de cola și 6 doze de Pepsi. Soțul meu preferă Pepsi, eu din când în când mai beau cola. Așa, am luat un castravete, a fost 1,50 lei, imediat că le-am înghesuit puțin. Aici am luat ceva dulce de la Milka, am luat 2 ciocolățele din acestea cu lapte. De fapt sunt 2 cutii și au... nu scrie... Nu știu, au câteva ciocolățele în cutie. Aceste bombonele, tot de la Milka. Și am luat o ciocolată mare, tot de la Milka, cu cheesecake de căpșune. Oh, arată tare bine și abia aștept să o gust. Aici am luat o plasă mare de ardei, ardei gras, a fost 7 lei și cred că bănuiți pentru ce. Vreau să fac ardei umpluți cu ei. Cereale, cini minis cu căpșuni, sunt 2 punguțe mai mici acestea. Acolo este o pungă de pufuleți, o pungă au luat-o deja copiii. Am luat un pepene, a fost 13 lei. Este destul de mare. Aici banane. Și sucul pe care îl luăm noi de obicei, de la Aroma, suc natural de mere și soc, 100% natural. Este foarte, foarte bun acesta cu mere și soc. Foarte aromat. A, și am mai luat un sac de 5 kg de cartofi albi. Și din categoria produselor nealimentare am mai cumpărat așa. Aceste geluri de duș de la Nivea, le-am luat pe toate 3 la set. Au un miros foarte fresh și foarte plăcut toate. Acestea ar fi fost mult mai potrivite la începutul verii să le cumpăr. Ok, acesta este cu zmeură, afine și lapte de migdale. Acesta este cu caise, mango și lapte de orez, iar cel verde este cu pepene, mentă și cu lapte de cocos. Am mai luat acest gel de duș de la Ilmiplan cu merișoare și fructul pasiunii. Este foarte cremos și miroase foarte, foarte plăcut. Și pe acesta de la Tezorii d'Oriente. Îmi plac foarte mult gelurile de duș de la ei, cred că le-am folosit cam pe toate în afară de acesta. Am luat un balsam de rufe de la Sano Maxima, eu am luat un bidon de 4 litri, pentru că îmi place foarte mult acesta. Dacă nu l-ați folosit pe cel bio până acum de la Sano Maxima, chiar vi-l recomand, miroase foarte, foarte frumos și parfumul rămâne mult timp și pe haine. Aici am luat săpun lichid, l-am mai avut pe cel de la Elmiplan, Calming Spa, și am mai luat încă 2 de la Tezorii d'Oriente.
Acesta este cu floare de lotus. Așa, iar acesta este cu mosc alb. Și săpunurile lichide de la ei îmi plac foarte mult, la fel sunt parfumate și foarte cremoase.